Ori de câte ori am ocazia să vorbesc despre Roșia Montană, simt o anume mândrie, pentru că am stat foarte multe vreme acolo, printre oameni, pe acele meleaguri, atunci când făceam filmul Nunta de Piatră. În timp, mi-a fost greu să mă reîntorc, nu numai pentru că n-am avut ocazia sau n-am avut dorința, dar pentru că am plecat din țară foarte departe. Însă am luat cu mine, în gândul meu, acele momente frumoase pe care le-am petrecut la Roșia Montană. Eu nu pot să-mi imaginez și nu pot să concep că acel loc va dispărea vreodată. Și din acest motiv am emoții și sufăr și din acest motiv trăiesc cu, a zice așa, cu speranța că într-o zi cei care ar vrea să o distrugă vor fi tot mai puțini și Roșia Montană va redeveni ce a fost atunci când noi filmam, când ne împrieteneam cu acei oameni de acolo, dragi nouă, care ne-au primit și ne-au spus: voi sunteți ca și noi, membrii acestei mici comunități. Îi doresc Roșiei Montane un viitor deosebit și celor care au rămas să-i convingă pe cei plecați să se întoarcă. Vă doresc numai bine!